Salut! Sunt Florin Mitrescu și bine ați venit în bucătăria Lidl. Să învățăm să facem o salată. Salata de bază românească, să zicem așa, este salata normală. Este cea mai gustoasă salată, cea mai neutră ca gust, cea mai fragedă, cea mai fragilă și cea mai dulceagă, să spunem așa. Salatele, după ce sunt spălate, trebuie neapărat uscate, pentru că altfel dressingul pe care îl facem și pe care încercăm să-l folosim, de regulă pe bază de ulei, va aluneca de pe salată și nu va păstra nici gustul, nici luciu și absolut nimic. După ce am terminat de curățat salata, rupem frunză cu frunză. Cât avem nevoie să ne facem mixul de salată? De exemplu, pentru o singură salată, cred că e cel mai bine folosiți una, două, trei frunze. Salata românească este foarte bună în combinațiile de cu alte verdețuri. Și avem aici salată cos, salată romaine. Are două nume. Salată care este foarte crocantă și foarte, foarte dură. Ca gust, ușor amăruie. Salata asta este foarte bună în combinațiile pentru salată Caesar. Avem salata iceberg, care este crocantă, ușor dulce. Pentru a evita gustul foarte amărui al acestei salate, trebuie lăsată în apă rece și uscată. Asta este pentru salata Caesar, iar asta este pentru salata Caesar, că nu avem pe asta. După care avem salata creață sau salata lolo, care este împărțită în lolo bianco sau lolo rosso. Salata creață albă sau salata creață roșie. Ce avem? Salata românească, salata cos, trei frunze. Mergem mai departe și luăm iceberg. Salata tăiată corect este cea care poate fi luată în furtuviță foarte simplu. Și atunci facem salata cuburi și în momentul în care intrăm cu furculița, să fie și simplu de băgat în gură. Cealaltă salate rupte, fără să punem presiune foarte mare pe frunză și rupem și salata românească. Mijlocul salatei românești este ok să-l mâncăm așa cum e, întreg. Acesta este primul pas. Facem mixul de salată. În perioada de primăvară, foarte interesant, avem leurdă, avem lobodă, ștevie, niște frunze foarte gustoase. Iar pe toată perioada anului, în schimb, putem să găsim valeriana, care este folosită foarte des în mixurile de salate, și spanacul. Când spanacul nu este în perioada lui de creștere, putem folosi foarte, foarte liniștiți baby spanac, fiind cu atât mai gustos. Bun. Avem mixul de salată verde. Întotdeauna putem, în schimb, să introducem în mixul nostru de salată frunze de busuioc, mentă, cimbru, pătrunjel, orice ne lasă impresia că poate să dea un gust foarte bun. Ceea ce vă recomand cel mai mult este să folosiți sticla de biberon, pentru că în felul ăsta nu veți greși niciodată dozajul. Prima oară facem dressingul din biberon, care îl facem foarte simplu. Luăm un oțet de vin alb și punem 50 de mililitri de oțet de vin alb. Ok, 50. Perfect. Și 150 de ulei de muslin. Perfect. Și acum începem să amestecăm. Obținând o emulsie, și o să vedeți asta în momentul în care o să-l turnăm. Acum, în momentul în care o să-l turnăm, trebuie să fie un lichid viscos, nu nici de cum de fluiditatea oțetului sau de fluiditatea uleiului. Este un pic mai viscos. Putem să facem dressingul pe bază de lămâie sau portocală, citrice în general, care au aciditate destul de ridicată, sau pe bază de oțet, absolut orice fel de oțet. Important este că întotdeauna baza salatei trebuie să fie aceeași. Trebuie să aibă legume și o parte crocantă, adică semințele. Folosesc surpriza asta în salatele de bază, în care pun ceapă, cea mai bună ceapă este ceapa verde pentru salată întotdeauna. Fenicul îmi place la nebunie pentru că este un ingredient foarte rocoros. Luăm fenicul pe care trebuie să-l tăiem foarte subțire, trebuie tocat. Dacă nu vă iese la cuțit, întotdeauna puteți să folosiți o răzătoare. Bun. Și avem feniculul, ceapa, aici avem castraveți. După castraveți, roșie. În orice salată trebuie să existe roșie. Și pot fi mâncați foarte simplu sau pepenași. Îi zic eu, feliuțe. Dar sunt un pic mai mari.
Bun. Și avem roșia. Iată. Ciuperca asta, pe care o am eu acum în mână, este foarte bună de mâncat crudă și o punem în salată. Bineînțeles, dacă am pus ciupercă, o să fac o combinație de salată cu carne. O salată bună are așa. Are salata, mixul de salată verde pe care trebuie să ți-l faci singurel, trei legume de bază, în cazul meu, roșie, castraveți, fenicul și ceapă și după aceea cel puțin două legume de adaos. În cazul meu este fenicul și ciupercile. Poate o să vi se pară ciudat. Coaja de la Dovlecel, să știți că în schimb este foarte gustoasă. Este crocantă, dulceagă și tăiată foarte subțire. Este unul dintre cele mai interesante ingrediente. Punem peste salată. Și acum mergem pe partea de surpriză. Surpriza gurii, să-i spunem așa. La dispoziție, în momentul de față, avem semințe de dovleac, caju, nuci braziliene, nuci normale și fulgi de migdale. O să merg pe nuci normale, pentru că nucile în combinație cu prosciutto crudo, ceea ce vreau să folosesc pentru salată, deci așa, merg mănușă. Pisăm puțin, doar tăiem puțin, nu trebuie să tocăm foarte tare. Și le punem peste salată. Bun. Întotdeauna poate să mai fie elemente surpriză. De exemplu, putem să folosim stafide. Sau putem să folosim struguri. Sau putem să folosim fructe de pădure. Putem să folosim de regulă cam tot ce ne e la îndemână. 5, 6 linguri de dressing. Și foarte important, în momentul în care faceți o salată, nu amestecați cu lingura. Nu amestecați cu un clește. Amestecați-o întotdeauna cu mâna. Și faceți asta de sus, de jos în sus, de jos în sus, lăsând să se amestece ingredientele între ele, fără să le presați, fără să folosiți mâna ca un clește. Și avem combinația de salată de care avem nevoie. Ce ne mai lipsește acum este doar toppingul. Luăm salata făcută, o dispunem pe mijlocul farfuriei, o lăsăm să cadă și doar mai ridicăm puțin. Trebuie să-i punem acum cireașa de pe tort. Să folosim prosciutto crudo momentan, care lăsăm să cadă cum vrea el. Bun, pentru o persoană, trei felii de prosciutto crudo sunt de ajuns. Puțină brânză albastră pe care o vom rupe. Ok, pâinea într-o salată este foarte importantă. Folosiți o pâine normală, pe care la fel nu o tăiați, pur și simplu o rupeți și o aruncați peste. Lumea asta a salatei este foarte interesantă pentru că nu are limite. Și singura limită pe care ai putea să descoperi cu ai este de fapt imaginația. Sincer, pentru o salată o să vă urez spor la treabă, spor la cumpărături și dă-ți frâul liber imaginației. Și de-abia după aceea, poftă bună!